Ciolacu atacă familia Mocanu, se titrează pe prima pagină, după decizia PSD Buzău ca membrii aceleiași familii să nu mai poată candida împreună. Buzoienii sunt informați că prețul real al gigacaloriei va scădea și că se închiriază locuri de parcare, dar numai pentru firme. Primăria începe inventarierea spațiilor verzi și promite asfalt și parcări. Citiți unde se vor face lucrări în acest an. Consiliul Județean a descoperit cine strică drumurile și spune că a înființat o comisie care va da amenzi. Din cauza alunecărilor de teren s-a stricat și drumul înspre Vulcanii Noroioși și ce vor face autoritățile. În această ediție citiți despre două bătrâne păcălite prin metoda accidentul și despre peripețiile unei femei care nu își poate lua bărbatul de la morgă. Viața Buzăului prezintă un nou ghetou al Buzăului pe strada Haiducului. Stimulentul de 50 de lei pentru copiii sărași din grădinițe ajunge și la Buzău. În articolul Mâncare ca să vină la școală, aflați și alte măsuri se iau în Similasca pentru a reduce abandonul școlar. În urma unei sesizări s-a descoperit că un apartament ANL nu era locuit. Citiți cum se scuză responsabilii de la spațiul locativ. Stan Brebenel semnează editorialul Ce spun sondajele, o analiză a cauzelor care i-au făcut pe români să își piardă încrederea în biserică. Subtitlul îmbrățișează diferența, HDN-ii pledează pentru importanța voluntariatului. Dintre titluri amintim Festival Național de Chitară la Buzău și gripa porcină aproape de Buzău. Viața Buzăului publică programele TV, anunțuri imobiliare și locurile de muncă vacante.